unde simpla frământare a mâinilor oglindește cel mai puternice emoții. Sunt foarte emotivă și cam asta încerc să fac. De aceea am și venit aici, ca să depășesc emoțiile acestea. Scena este principalul motiv pentru care am venit aici. Până la momentul acesta nu am fost pe o scenă foarte mare. Am cântat doar la evenimente. Ambii părinți se ocupă cu muzica. Din primul moment în care am început să fac această meserie, m-au susținut. Sunt la conservator, la secția compoziție jazz. Cânt cu părinții mei la evenimente și nu am emoții acolo, pentru că nu este un public avizat. Lumea care vine acolo vine în principiu ca să se distreze, nu ca să asculte. Cele mai mari emoții pe care le-am avut sunt aici, la Vocea României, pentru că este și un concurs televizat și pentru că este un public mare. Dacă mă dobor emoțiile, nu o să fac nimic. Îmi doresc să iasă bine. N-am cuvinte. Acesta este un moment decisiv pentru mine, pentru că dacă nu reușesc să depășesc emoțiile, asta înseamnă că nu sunt făcut pentru așa ceva.